Bună, sunt Cristina Bâra, sunt formator al abordării psihoterapeutice a traumei dezvoltată de Gabor Mate, Compassionate Inquiry, și terapeut somatic. Din 2020 ofer și intervenții Safe and Sound Protocol, terapie prin muzică, dezvoltată de Stephen Porges în baza teoriei polivagale. Iar astăzi aș vrea să-ți recomand cartea Ghidul teoriei polivagale, scrisă de Stephen Porges, carte tradusă în limba română și publicată de editura Herald. O să te invit să-ți imaginezi o scară cu 3 trepte. Atunci când sistemul nervos percepe că suntem în siguranță, suntem pe cea mai de sus treaptă a scării noastre, și anume în starea de angajament social, o stare în care ne putem conecta unii la ceilalți, putem fi prezenți, ne putem juca, suntem calmi și relaxați. Atunci când sistemul nervos percepe semnale de pericol, suntem pe treapta de mijloc a scării noastre de răspuns, și anume în starea de fight or flight, luptă sau fugi, în care se activează energie mobilizatoare care ne pregătește să luptăm, să ne apărăm sau să fugim. Este important să înțelegi că aceste semnale de pericol nu se referă doar la o amenințare fizică sau un pericol din mediul imediat, ci se poate referi inclusiv la tonalitatea anumitei persoane, modul în care interacționează cu tine, mimica feței și diferite elemente de limbaj non-verbal. Dacă această energie mobilizatoare nu este suficientă pentru ca sistemul nervos să perceapă că suntem în siguranță, atunci ne găsim în cea mai veche formă de răspuns a sistemului nervos, și anume starea de friz, de îngheț, de imobilizare, în care ne disociem, în care ne deconectăm. De ce te-ar ajuta să înțelegi toate aceste lucruri? Pentru că poate de multe ori ți s-a întâmplat să fii într-o situație în care fie să vorbești, a trebuit să vorbești în public, să ții o prezentare, să dai un examen, și poate că ți-ai pierdut cuvintele. N-ai mai putut să te exprimi, ai uitat tot ce aveai pregătit și poate că te-ai învinovățit pentru acest lucru. Și cumva teoria polivagală îți aduce înțelegerea acestor mecanisme de reacție, astfel încât să fii mai blând cu tine însuți. De asemenea, Stephen Porges vorbește despre importanța sentimentului de siguranță. Iar siguranța nu înseamnă numai lipsa unui pericol, ci înseamnă și conectarea, prezența conectării. Iar în carte vei găsi diferite modalități prin care să-ți cultivi acest sentiment de siguranță. Și îți va fi cu atât mai utilă cu cât poate lucrezi cu oameni, poate ai copii sau pur și simplu vrei să te înțelegi pe tine însuți, vrei să înțelegi de ce reacționezi așa cum reacționezi în anumite situații sau de ce reacționează persoanele din jurul tău în anumit fel. Sper să-ți fie de folos!